Bună ziua! Bună ziua! Care sunt cerințele pieței de apartamente noi din București și cum răspund provocărilor noile ansambluri rezidențiale? În primul rând, dați-mi voie să mă prezint. Maria Andrei sunt, project manager în cadrul diviziei New Homes Coldwell Banker, Moșilor. Iar ca să vă răspund la întrebare, ne aflăm momentan în fața unei piețe diferite față de acum un an și jumătate, 2 ani. O piață care e dornică, simte nevoia de apartamente noi în zone centrale și semicentrale. Dacă în trecut ne focusam pe zonele de periferie, nord și sud, acum se resimte o cerere majoră pentru aceste zone. În condițiile de față, ansamblurile pe care noi le promovăm sunt direct focusate pe aceste zone, motiv pentru care ne tot sfătuim partenerii de aproximativ un an și jumătate să dezvolte zonele centrale, semicentrale. Din punctul de vedere al facilităților și al prețurilor oferite, cum se situează ansamblurile pe care le promovați față de nivelul actual al pieței? Primul rând, avem ansambluri care beneficiază de locații excelente. Drept urmare, una dintre facilitățile majore este reprezentată de localizare, de amplasare. În altă ordine de idei, prețurile de la momentul acesta susțin foarte mult locația, fiind prețuri corecte, oneste, pe care clienții noștri le apreciază. Și plus de asta, punem foarte mare bază pe seriozitatea dezvoltatorului, pe calitatea finisajelor și pe ceea ce înseamnă suprafețe și compartimentări ale apartamentelor. Cum au decurs vânzările în primele 3 luni din momentul lansării proiectului Politehnica Park Residence? Politehnica Park a reprezentat pentru noi un succes imediat. Dat fiind faptul că a fost lansat în luna noiembrie anului trecut, lună de iarnă, am putea spune, iar primele 3 luni, noiembrie, decembrie, ianuarie, au arătat vânzări de peste 30 de apartamente lunar. Drept urmare, succes garantat, rapid, e un proiect care se pliază foarte bine pe cerințele pieței. Care sunt principalele aspecte de care clienții țin cont în alegerea unei locuințe în acest ansamblu rezidențial? În primul rând, revin la locație, pentru că despre asta e vorba în vânzări, în general, de locație. Iar apoi de suprafețe și compartimentări, suprafețe ce ne redau de altfel și prețul, unul accesibil în acest moment. Vorbim de garsoniere de la 40.000 de euro plus TVA și apartamente cu 2 camere de la 58.000 de euro plus TVA. Spre alegerea cărui tip de locuință au fost orientați clienții în ultima perioadă? La fel ca și în anii trecuți, spre unitățile cu 2 camere, mare proporție, undeva în jur de 40% caută acest tip de apartament, însă se resimte undeva din a doua jumătate a lui 2015 și acum în primele luni ale 2016 o creștere a cererii pentru 3 camere, care, din punctul meu de vedere, se datorează majorării plafonului de TVA 5%. Să vorbim puțin și despre un alt proiect din portofoliul Coldwell Banker, Felicity. Ce stil de viață promovează acest ansamblu rezidențial? Dacă la Politehnică discutăm despre o dorință a cuplurilor tinere, a celibatarilor chiar, de a locui în zonă, la Felicity discutăm despre familie și despre nevoia acesteia de a avea spații verzi, aer curat și liniște pentru copii în special. Felicity oferind blocuri de joacă pentru aceștia, terenuri de basket, și, bineînțeles, liniște, fiind situat în apropierea pădurii, în momentul în care ajungi acolo, uiți de tot ce înseamnă nebulozitatea orașului. Ce întrebări vă adresează cel mai adesea clienții interesați de o locuință în acest ansamblu? Da, o să vi se pară ciudat, dar de ce sunt atât de mici prețurile? Și ca să și răspund la întrebarea aceasta, Felicity a fost achiziționat recent de către Unicredit Turnaround Management
și UniCredit Bank, iar aceștia fiind o bancă, am înțeles nevoia clienților de a accesa prima casă și de a se încadra în cota de TVA 5%. Drept urmare, au decis ca prețurile să fie unele accesibile pentru toată lumea care își dorește să locuiască totuși în Nord. Care au fost preferințele cumpărătorilor legate de creditare acum, la început de an? Se mai cumpără locuințe cu banii jos? Se cumpără în continuare, undeva în jur de 40% din piață este susținută de plăți numerar, plăți prin surse proprii, și continuă, bineînțeles, dorința de a achiziționa prin creditul prima casă. Deși de multe ori am descoperit faptul că sunt credite ipotecare mult mai avantajoase pe termen lung, dar avansul de 5% decide totdeauna. Ce impact credeți că va avea în piață aplicarea legii dării în plată? Trebuie așteptat și văzut, însă din ce chiar în această dimineață discutam cu colegii mei, de principiu am înțeles că nu vom mai avea problema aceasta, că s-a renunțat la idee, dar în cazul în care încă rămâne deschis subiectul, cred că e nevoie de aproximativ 3-6 luni să ne facem o idee. Dar totodată, cu siguranță, băncile vor fi deschise la alte tipuri de soluții financiare. Ce noi proiecte sunt incluse în planurile de viitor ale agenției Coldwell Banker? Avem numeroase discuții cu dezvoltatori de multiple naționalități, israelieni, italieni, români și așa mai departe, însă în momentul acesta suntem preocupați de lansarea unui nou ansamblu rezidențial. Cita Residential Park se numește. Este situat în sectorul 2, intersecție dintre Bulevardul Chișinău și șoseaua Pantelimon. Este un proiect de lux, dezvoltat de către Nusco Imobiliaria, care cu siguranță va dezmorți puțin zona respectivă. Se resimte nevoia de unități noi acolo. În final, ce puteți să ne spuneți despre colaborarea cu portalul dezvoltatorimobiliar.ro? Consider că avem o colaborare, îmi cer scuze, fructuoasă, beneficii de ambele părți și sper să fie de durată. Mulțumim și mult succes pe viitor! Mulțumesc frumos!